Miercuri, prețul de comercializare al motorinei și benzinei va crește din nou, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Mai exact, pe 28 iunie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 23 de lei și 89 de bani, cu 2 bani mai mult decât prețul stabilit pentru marți. La rândul său, mâine, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 lei și 96 de bani per litru, cu 7 bani mai mult. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare, cu 3,71 lei bani per litru în cazul benzinei și cu 3,99 lei bani per litru în cazul motorinei standard.